Salută la lumea, numele-s Murat și bine ți-am venit la un nou joculeț pe acest canal. Jocul se numește Total Accurate Battle Simulator. Ok, este vorba de un joc care este un simulator de război, adică de simulator de lupte. Ok, tot ce trebuie să faci, trebuie să îți faci propria ta armată. Da, să faci propria ta armată și te este lupți. Ok, aici avem sandbox și copani. Eu o să joc pe sandbox. Și eu o să joc pe prima dată și vreau să joc aici. Pot să joc și pe medieval, pot să joc mai multe. Ok, o să joc prima dată pe tribal. Ok. O să pun puțin din ăștia. Că vreau să pun puțin, că nu o să punem mulți din ăștia, că ok, aici vreau să pun regele. E un joc interesant, fraților. Ți-am zis de ce nu să-l joc. Ok, Bart, hai să punem și aici un pic, din așa de războinici. Aici nu o să pun protector, pun puțin în ăștia. O să punem puțin în ăștia că... Aici nu pot să schimb nimic. Hai să punem și din ăștia. Un pic. Ok, cam atât am pus. Nu o să pun mai mult, că jocul ăsta nu o să ține mai mult, deoarece o să vă dă lag la joc. O să vă dea mai mult lag. Cam atât. Hai să-i dăm start. Mă rog, am șers din păcate că pun așa linie. Arcaș, hai să punem și eu arcaș. Regele o să-l, hai să pun și regele. Punem decât din ăștia războinici. Hai să măresc și ecranul. Mă, ia uitați. Ia uitați, frate, că e viața reală. Mamă. Ok, am pus cam atâta. Hai să dau start. Ia să vedem cine câștigă. Să vedem, haideți. Ia să vedem cine câștigă. De-aia n-am pus mult, deoarece n-o să vă... Că dacă puneți mult din ăștia soldați, vă dă mai multe FPS-uri. Ia uite ăsta. Ia să vedem cine câștigă. Oh, a câștigat echipa albastră. Victorie! Hai că e tare jocul. Hai să punem și cavalerii. Ia uite. Îmi place foarte mult jocul ăsta. Aici... Hai să punem cam atât. Nu o să punem mai mulți, că... Da, uitați. Vedem cine câștigă. Oare câștigă echipa albastră? Sau echipa roșie?
Aia că pe ăsta l-a nimerit. Ei, dar regele câștigă. Oh. Dar ăsta câștigă. Regele câștigă. Da, tot echipa albastră a câștigat. De data asta vreau să pun și regele. Vreau să pun și regi pe aici. Așa. Armură. Hai să măresc și ecranul. Să-l vedeți. A, poți să scoți așa. Ia stai un pic. Fără să ștergi de tot. Ia uite. Hai să punem și Minotaurul. Să fie șeful. Cam atâta punem. Cavalerii, cred. Hai să punem și cavalerii. Cavalerii. Protectorii. Cam atâta. Hai să începem lupta. Să fie luptă serioasă. Ia să vedem. Oi, cine crezi că câștigă? Ori echipa albastră, ori... Mamă, dar ăștia mă bate în continuu. A câștigat echipa roșie! Yay! Dar nici Minotaurul nu făcea. Hai să punem și din ăștia. Mamă, dar ce-au câștigat. Vreau să punem și un preot. Punem așa. Cam atâta. Că nu prea am voie să pun mult, că... Hai să punem și mamuți. Dacă ne dă voie. Ăștia, nu am nevoie de ăștia. Mamuți. Ia uite, un elefant. Doar aici merge. Mă rog, ia să vedem de data asta. Ia să vedem cine câștigă. Cine mai tare? Cine cucerește și Imperiul? Oh, tot am câștigat. 3 la 2. Ok, vreau să mă duc pe o altă mapă. Dar mai mă joc meciul ăsta. Ia uite, mai să punem și din ăștia. Dar mai întâi hai să scoatem. Hai să scoată mamutul ăsta, elefantul. Punem protectorii. Mamă, tot am câștigat. Cu armata asta. Ia să vedem. Vedem cine câștigă. Mie să fiu, îmi place foarte mult jocul ăsta. Poate să fac și nivele. Oh, tot am câștigat. Tot am câștigat. Ok, mai mă joc cu meciul ăsta și după vreau să mă duc pe o altă mapă. Hai să mai punem și din ăștia. Mamut. Hai să pun și mamutul ăsta. Dar mamutul ăsta nu am nevoie. Chiar pe bune. Așa sunt cu poțiunile. Hai să mai scot așa din pic. Ui, ce sunt astea? Asta nu-i cunosc. Ce e asta? O mascotă, cred. Arcașii. Hai să pun și arcașii ăștia. Hai să înceapă lupta.
Mamă, dar e tare jocul ăsta. Oh, tot am câștigat. Ok, vreau să mă duc pe un alt... Sfârșește bătălia. Oare cum este din jocul ăsta? Oare ești de tot? Mă rog. Păi dacă apu... A, nu ești de tot. Ok, vreau să joc pe medieval. Vreau să joc pe aici, pe medieval. Așa, mamă, ce frumos aici. Armata. Hai să mă trebuie să mai scot din ele că... Ok, o să pun așa, mă gândesc. Da, ăsta preotul ăsta ce face? Hai să punem noi cavalerii. Cavalerii, cavalerii. Cavalerii. Aici punem regele și apără Imperiul. Aici punem. Aici mi se pare că sunt vikingi. Am pus un preot. Deci sunt din aia preistorici. Noi, eu nu sunt preistoric, că... Vreau să pun protectorii. Protectorii. Nu sunt, mă, protectorii. Minotaur. Vreau să pun și Minotaur, că... Nu cred dacă se bate și cu Minotaurul... Bossul... Minotaurul și Zeus. Ăștia cavaleri sunt. Unde sunt cavalerii? Cavalerii versus zei. Aici o catapultă. Când dorm noi pe ăștia. Dar sunt mici, din păcate. Eu vreau să joc cu zei. De data asta. Asta mi se pare că e al grecilor. Zeus l-am pus. Da, uite, bă, grecii. Minotaurul. Zeus. Astea oplite. Ăștia îi... Punem și din ăștia. Sarisa. Hai să punem și din ăștia. Oh. Hai să înceapă lupta. Hai să pun doi preoți. Knight. Arcași. Mai pun și aici un arcaș. Ăștia nu știu, Bart. Ăștia nu știu ce sunt. Ok, hai să continuăm startul. Ok, începe aici. Lupta. Ia să vedem cine câștigă. Oh, am câștigat noi. Greci au pierdut. Mamă. Ok, de data asta vreau să punem și din oamenii peșterilor. Am pus din ăștia. Oamenii peșterilor. Oamenii, unde sunt din epoca de piatră? Protectori, ia uitați. Ia uitați.
oamenii peșterilor. Ia uite. Hai să pun și un mamut. Unde pun mamutul ăsta? Mamă, dar ce mare mamutul ăsta. Ia uite, mă, dar ce mare elefantul ăsta. Aia punem și ăștia. Ăștia, hai să punem și armata. Din epoca de piatră. Dar elefanții ăștia nu o să pun. Aia pun și din ăștia. Ăștia cu suleții am pus. Dar vreau să pun și mamutul ăsta. O să pun doi. Nu, mă rog, unul punem. Îi dăm startul. Vedem să ne câștigă ori oamenii peștilor. Oh, tot am câștigat. Bă, ce tare e jocul. De data asta vreau să-i pun mai mulți. Dar nu o să pun o tragă armată, că... Ia să vedem noi. Bătălie! Dar așa mor repede. Oh, tot am crezut. Ok, și de asta vreau să mai pun. Adaug o armată. Asta o să elimin. Perfect. Ăștia sunt vikingi. Vikingi! Da, uitați. Vikingi atacă. Arcaș. Ăsta nu știu cine. Ăsta nu e rege, uite și regele vikingilor. Aia pun și ăștia. Punem și din ăștia. Ok, să-i dăm drumul. Da, dar vikingii ăștia sunt mai tari. E că ăștia o să ne bată. Mă, sigur că ne bate ăștia. Că vikingii sunt mai tari ca cavalerii. Acșat echipa albastră. Că eram sigur că ne băteau ăștia. Asta de ce nu merg? Ok, vreau să încerc și astea. Hai să pun și ăștia, armată. Ăștia ce sunt ăștia? Ce sunt ăștia? Mamă. Altfel, cred că ăștia sunt și... Așa. Ia uite, bă. Ce sunt ăștia? Mă rog, hai să vedem cine e mai puternic echipa asta. Să vedem. Oh, și se pare că ăștia sunt puternici, se pare. Da. E destul de fain jocul. Ia să vedem cât am filmat. Da, am filmat și noi mult. Ok, vreau să recomandez cu acest joc. Total acurat Battle Simulator. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Și cam atâta. Ok, vreau să recomandez cu acest joc. Total acurat Battle Simulator. Eu am fost Tămurat și mergi pe data viitoare. La revedere, pa, pa!